Bună ziua și bun găsit la o nouă emisiune Conviețuiri. Să vedem pentru început subiectele ediției de astăzi. Zorile, publicație cu un caracter informațional și cultural, se adresează comunităților de ruși lipoveni în România, populației ruse din țara noastră, diasporei staroverilor din lumea întreagă, dar și românilor și vorbitorilor de limba română. De fapt, tuturor celor care au încercat să afle cine sunt ruși lipoveni și care este istoria lor. În paginile periodicului se regăsesc tradițiile, modul de viață al rușilor lipoveni, problemele lor sociale și portrete ale personalităților care s-au desprins din rândul etniei. Pentru rușii lipoveni din România și nu numai, revista Zorile reprezintă un reper de cultură. Publicația comunității își face simțită prezența în viața de zi cu zi prin articole menite să le amintească cât de importante le sunt religia, limba și cultura. Colectivul redacțional de la Zorile preia povești de viață și le pune în lumina tiparului pentru a le face cunoscute cititorilor săi. Pasiunea și profesionalismul jurnaliștilor fac mai cunoscută comunitatea și valorile ei. În 1990, eu am făcut parte din CPON, Parlamentul Provizoriu, și acolo, practic, am făcut demersurile necesare pentru a obține această publicație. Până atunci, comunitatea noastră n-a avut niciun fel de publicație. Dar eu, împreună cu un alt fondator, Ehim Andrei, practic am făcut aceste demersuri și am obținut aprobarea la Ministerul Culturii și finanțarea publicației respective, așa fel încât să apară chiar din 1990. Scopul acestei publicații a fost și este, tocmai atunci, practic, ne-am pus problema revitalizării tradițiilor, deci culturii tradițiilor ruși lipoveni și, în același timp, susținerea limbii materne. Am promovat și ideea de a susține biserica și credința noastră, că practic triada, familia, școala și biserica, am considerat că această triadă este cea care contribuie și va contribui la existența etniei noastre. Vreau să subliniez și faptul că revista a suferit schimbări în bine și în ceea ce privește formatul revistei. Întâi au fost doar 4 pagini, limba maternă și 4 pagini în limba română, deci fiind bilingv. Și iată că, când am fost eu președinte, am insistat să o transformăm într-o revistă care să cuprindă multilateral, să zicem așa, viața etniei noastre, și s-a ajuns atunci la 18 pagini, 9 în limba maternă și 9 în limba română. Ca în zilele noastre, revista are 20 de pagini. Primim numeroase scrisori din partea cititorilor și ecoul acestei reviste este destul de mare, nu numai în țară la noi, dar și în străinătate. Și sigur că sunt interesați, în primul rând, să citească materiale privind tradițiile noastre, privind istoria noastră, pentru că sunt multe lucruri care nu sunt elucidate, și, bineînțeles, contactul nostru cu diaspora. Zorile se adresează atât rușilor lipoveni, fiind un liant al comunităților de ruși lipoveni care sunt răspândiți pe tot teritoriul românesc, dar se adresează și diasporei ruse, foarte mulți care nu cunosc cine sunt rușii lipoveni din România,
pot afla lucruri interesante privind istoria, cultura rușilor lipoveni, staroveri, dar zorile se adresează și cititorului român, care tot așa ar dori să afle lucruri despre o minoritate națională din România. Accentul se pune în primul rând pe acțiunile care se desfășoară în decursul unei luni. Sunt reflectate în periodic conferințele anuale, olimpiadele de limba rusă maternă, festivalurile de poezie, de cântece, o inaugurare importantă în localitățile noastre, lansări de carte. Avem rubrici permanente cu referire la cultura rusă, literatură, dar și istorie. Deci sunt, tematica este diversă, relațiile între minorități, relațiile interietnice. Publicația este citită nu numai de staroveri, chiar rușii din diasporă citesc pentru că sunt interesați de rușii lipoveni, pentru că ar fi prima diasporă, pentru că primii care s-au stabilit în România au fost cei veniți cu peste 300 de ani în urmă. Foarte mulți ruși nici nu cunosc amănunte despre staroveri din România și li se pare ceva exotic să găsească o diasporă unde s-au păstrat tradițiile și până astăzi se vorbește în limba rusă. Încercăm să ținem legătura cu toate comunitățile locale și automat ne găsim mereu noi colaboratori. Avem și colaboratorii permanenți care ne anunță imediat despre un eveniment și ne și trimit materiale sau fotografii. Dacă la începuturi, în 1990, se mergea pe colaborare, nu erau angajați permanenți, erau profesori, filologi care lucrau în altă parte, la universitate și în timpul liber încercau să publice. Acum avem o redacție cu oameni angajați, cu carte de muncă, care coordonează practic activitatea și a celor din teritoriu. De ce zorile? V-aș da chiar un citat, aș citi ce a scris profesorul universitar dr. Ivan Evseev de la Universitatea din Timișoara. În primul număr al zorilor, în 1990, a explicat de ce. Ziarul nostru se va numi Zorile. Cuvântul e străvechi, o vocabulă plină de semnificație și frumusețe, ce se regăsește în vocabularul ambelor limbi, în rusă și în română. Cred că nu e o simplă întâmplare, ci un fapt plin de înțeles adânc.